Vai, ce vis am avut! Vrei să zic? Da, te rog. Promit să nu te super, da? Eu nu cred în vise. Sigur nu te super, da? Iubire, visele nu contează. Câteodată pot să fie fantezii sau dorințe neexprimate. Dar eu cred că nu contează. Am visat că m-am căsătorit. Ce drăguț! Cu altcineva, adică... Ah. Na, vezi? Ți-am zis că te superi. Nu, n-are treabă. Ți-am zis că oricum nu au sens. Mai, știu sigur că nu era real visul. Adică, știu cum arăta tipul. Era blond și incredibil de frumos. Aha. Era și înalt. Ca mine? Nu, tu ai doar un 80. Nu se pune. El avea aproape 2 metri. Și era și atât de bine făcut. Adică unul de la care părea că poate să te ridice deasupra capului cu o mână. Adică îl știi pe ăla care joacă în Thor, nu? Da. Cam ca el, dar și mai înalt și mai bine făcut. Da. Și avea și o barbă deasă și un păr atât de lung și frumos. Păi, și avea și foarte mulți bani. Obscen de mulți bani. Așa l-am cunoscut. Ajunsesem într-un muzeu pe care tocmai îl cumpărase. Și era și cu nepoțica lui. Era o puștaică micuță, adorabilă. Și a zis că are grijă de ea când poate. Îi plăceau și copiii, nu? Da. Adică spunea că vrea și el câțiva, pentru că îi place super mult ideea de a fi tătică. Bărbat model, ce mai? Da. După am început o relație și am certat o perioadă. Serios? Părea bărbatul perfect. Da, dar eram mult preocupat să salveze copiii din Africa și nu mai rămânea timp și pentru mine. Da. Ne-am reîntâlnit după un an și m-a invitat din nou la o cafea. Nu mai avea copii de salvat? Nu, îi salvase deja pe toți. Evident. Și după am făcut o nuntă extraordinară, o familie imensă și eram atât de fericită. Și eu nu existam în universul ăsta? Nu. Deloc? Deloc. Tu ai visat ceva? Na, pe lângă tine nici nu se pune. Hai, zi-mi acum. Am visat că am avut o cină romantică cu tine. Oh, cât de drăguț. Era exact ca acum, fix în camera asta, la fel, doar că erai un pic mai roz. Poftim? Ce? Adică ție chiar nu-ți place cum sunt. Erai la fel, adică aveai numai 3 șuvițe mai roz, mici. Băi, și-a zis Raluca să n-am deloc încredere în tine. Tu ai visat că te căsătorești cu bărbatul perfect și ai descris un om complet diferit de mine. Știi ce? Dacă nu mă poți accepta exact așa cum sunt, ne despărțim. Și spală tu cam. Spală, bă, că ești la muncă. Uai, scuze, eram mega obosit. Pas. Am visat că am fost un cuplu și că ai devenit geloasă pe mine. Și după aia am făcut un clip despre asta și l-am pus pe internet și oamenii au dat like. Doamne, tu la vârsta asta mai crezi în vise?